găsit la Gândul News, sunt Oana Svobodă, iată care sunt cele mai importante informații ale orei 19. A murit spulberată de mașină o femeie de 60 de ani și a pierdut viața după ce a fost lovită de o mașină. Femeia se afla cu soțul pe un drum județean din Bistrița Năsăud și trăgeau după ei doi bivoli. Șoferul autoturismului de 25 de ani nu a mai apucat să-i vadă și i-a lovit puternic. În urma impactului, femeia a murit. Soțul acesteia a suferit un traumatism cranian și a fost dus la spital împreună cu șoferul, care a suferit și el mai multe traumatisme. Accident grav în Dâmbovița, 6 oameni au fost răniți după ce 3 mașini s-au izbit într-o intersecție din comuna Corbimari. Un șofer de 51 de ani nu a mai oprit la indicatorul stop și a intrat în plin într-un microbus cu marfă condus de un bărbat de 35 de ani. Conducătorul dubiței a lovit la rândul său o mașină care venea din sensul opus. În urma impactului puternic, cele două vehicule s-au răsturnat pe marginea drumului. 2 victime au fost transportate în stare gravă la spital, alte 4 au primit îngrijiri la fața locului. Autoritățile vor face o expertiză pentru că șoferul care a provocat accidentul a anunțat că nu a oprit la indicator pentru că nu i-ar fi funcționat frânele. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Sfârșit tragic pentru o femeie de 73 de ani din Vâlcea, ea a fost ucisă de câinii vecinului. Asta după ce a fost nevoită să intre în curtea bărbatului imobilizat la pat, pe care îl îngrija zi de zi. Din primele informații s-a constatat că cei 2 câini metiși ai proprietarului au scăpat din lanț și au atacat-o pe bătrână. Un bărbat din comună a sunat la 112 să anunțe cele întâmplate. La fața locului a intervenit și un echipaj medical care i-a acordat îngrijiri victimei, ulterior aceasta decedând. În acest caz se fac cercetări sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Horezu pentru ucidere din culpă. Și o fetiță de 4 ani din Tulcea a fost mușcată de față de câinele vecinilor. Copila se află în stare stabilă și a fost transportată la Spitalul de Pediatrie din Galați. Descinderi la zeci de polițiști de la Brigada Rutieră București, oamenii legii sunt suspectați că luau șpagă de la șoferii care încălcau legea în trafic. Sunt vizați 25 de polițiști, 20 de la rutieră și 5 de la locală în această anchetă în care sunt cercetate fapte de luare de mită. Perchezițiile au avut loc la sediul Brigăzii de Poliție Rutieră București, dar și la locuințele unor polițiști. Activitatea acestora a fost monitorizată timp de mai multe luni. Muncitori care împodobeau un brad răniți după ce au căzut de la înălțime, 2 muncitori din Suceava care instalau decorațiunile pentru sărbătorile de iarnă, au fost răniți după ce autoplatforma pe care lucrau s-a răsturnat de la înălțimea de 3 metri. Noi lucram aici la instalația asta și din toată sunt vorbit la ceva, nu știu. Ori a fost lovită de mașină, ori ceva să zic. Nu știu să vă dau mai multe explicații, chiar am pus asta acolo. În cădere, autoplatforma a lovit un camion, cei 2 bărbați au fost transportați la spital cu răni la cap. Polițiștii au început o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. Știrile continuă pe site-ul nostru, gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!